Eteget Manumia Nigel des Alpi Eteget Manal. Așa îți vorbește Domnul poporului, ascultă cuvântul celui preanalt. Pentru că unii se întreabă dacă Domnul mai privește încă și dacă mai sunt sub controlul lui lucrurile, iată ce vestește Duhul Sfânt. Ca cel ce privesc peste toate, îngădui, zice Domnul, într-o vreme scurtă, o schimbare, zice Domnul, care pe mulți vă va uimi, zice cel preanalt. Și îngădui o ieșire de pe drumul cu negură, pe un drum de har și de îndurare, zice Domnul. Drumul acesta, zice cel preanalt, și schimbarea aceasta în bine, nu va fi pentru multă vreme, zice Domnul, ci este o vreme scurtă, alocată pentru pregătire, zice Domnul. În vremea aceea, iată, am să presar drumul cu un de lemn proaspăt și cine va vrea, se va adăpa, zice Domnul, și va fi umplut. Pentru că apoi, zice Domnul, la scurt timp după aceea, se va intra într-o nouă negură îngăduită de sus. O negură care va învălui, zice Domnul, iată, biserica într-un foc, care va fi o prelucrare a celui preanalt. Ca mai apoi, zice Domnul, să fii gata pentru saltul ceresc care se pregătește. De aceea, zice Domnul, ca să vezi că eu sunt cel ce ține mâne toate, vei vedea cu ochii tăi schimbarea. Prețuiește vremea de har și apoi fii gata pentru strigarea cerească să-L întâmpini pe Domnul pe noi. Amin. Domnul vorbea că este o schimbare care Dumnezeu o îngăduie. Unii privesc că lucrurile sunt ieșite de sub control. Alții gândesc că lucrurile stau în mâna oamenilor să se schimbe. Dar ca și cum ar fi un fel de planșă pe care sunt ca niște caree în care se poate pune, cum am zice noi, o bilă, să meargă pe niște șine, așa era reprezentată biserica mergând pe un drum. Drumul acesta la ora actuală era negru și întunecat. Deodată și brusc se făcea o schimbare într-o parte de lumină în care era liniște și pace. Dar Domnul presăra un undelem proaspăt pe partea aceea ca această bilă reprezentând biserica să se învăluie în undelemnul acela. Pe parcurs ce se prindea mai mult undelemn, la un moment dat, la fel de brusc cum s-a făcut schimbare din rău în bine, se făcea o schimbare nouă de la bine din nou la rău. Dar acum, parcă cu mai mare viteză prindea această biluță putere, mai mult încât se învăluia într-un foc și deodată dispărea de pe planșa aceea. Domnul spunea că toate sunt rânduite de Dumnezeu și cu îngăduința Lui au venit și trec. Dumnezeu îngăduie în scurt o schimbare care va uimi pe mulți, arătând că Dumnezeu este în control. Poate mulți se gândesc la aportul oamenilor și la alte gânduri, dar să știți că Cel care schimbă vremurile este Dumnezeu. Domnul îngăduie această schimbare și nu este ca noi să ne bucurăm că am scăpat, revenim la bine, ci este un timp scurt îngăduit de pregătire în care va trebui neapărat înmagazinat mult un de lemn. Cei care rămân în această entitate vor fi într-un ultim pas, intrați ca într-un foc, o pregătire finală din care Dumnezeu își va pregăti mireasa să o ia acasă. Ne rugăm să ne ajute Dumnezeu la aceasta, să fim pregătiți să-L onorăm pe Dumnezeu în ceea ce ne stă înainte și Dumnezeu să lase har peste noi într-un mod deosebit.